Ofițerii de la crimă organizată din Argeș au reușit să distrugă o întreagă rețea acuzată de proxenetism și de trafic de persoane, care acționa în mai multe țări din Europa. Pentru rezolvarea acestui caz, anchetatorii români au lucrat împreună cu cei de la Europol. Mariana Zaharia, colega mea, însă, are detalii. Bun găsit! 30 dintre cele 35 de persoane ridicate ieri de către procurorii DICOT au fost reținute. Numărul lor este atât de mare încât procurorii au fost nevoiți să ceară sprijinul a două inspectorate de poliție. Pe unii i-au dus în arestul poliției Argeș, iar pe alții în arestul poliției Vâlcea. Pentru toți vor cere astăzi mandate de arestare la Tribunalul Argeș. Pentru alte 15 persoane, procurorii vor cere mandate de arestare în lipsă. Este vorba despre membrii ai grupării care sunt dați în urmărire generală și despre care se bănuiește că ar fi pe teritoriul altor state. Polițiștii vorbesc despre 4 grupări infracționale care ar fi convins sute de tinere să se prostitueze atât în țară cât și în Marea Britanie, în Germania, Elveția, Cehia, dar și în Spania, în zona Ibița. Doar din transferuri bancare ar fi obținut de pe urma tinerelor 5 milioane de euro. Banii ar fi fost investiți în case, terenuri și mașini scumpe cumpărate atât pe numele lor cât și pe numele unor persoane din anturajul lor. Acțiunea a fost una foarte mare, poate printre cele mai mari din ultimii ani. Procurorii au descins atât în țară, în 71 de locații din Argeș, Dâmbovița și Prahova, dar și în străinătate, în 21 de locații din Cehia, Germania sau Elveția. Peste 400 de jandarmi și polițiști au participat la această acțiune.